Să vezi că el o să ajungă domnul doctor, iar tu șoferul lui. Să nu zici că nu ți-am spus. Fata Ner, mama lui Coșu, se făcea foc de supărare când unchiul vorbea așa. Vezi să nu ripostaia. Băiatul meu îi ține la degetul mic pe 10 ca el. Și de când e cu un an mai mic? Sunt doar câteva luni diferențe. Ei s-au dat mai repede băiatul la școală. Al meu e unde trebuie. Însă lumea nu ținea seama de asta și îl întreba. Cum? Ești mai mare? Dar colegul e? Oamenii și închipuie că al meu n-a trecut clasa. Ai răbdare, nevastă. Are vreme să nu treacă clasa. Vai, vai, cu un tată ca tine ce noroc să aibă. Uite, ei mereu sunt de partea fiului, în timp ce tu te tot iei de copilul meu. Când mama nu era de față, nevasta unchiului meu obișnuia să spună. Doamna își închipuie că e mare brânză că s-a dus la facultate. Orice nei ca nimeni poate acum să facă facultate. Dar ea face pe grozava. Ei, las că vede ea, Dumnezeu e mare și le vede pe toate și copilul ăsta al ei să rămână un prost. Cum se uită așa ca un surdomul la oameni? Aștept Dumnezeu că o să-i las iasă pe nas lauda cu copiii ei. Spunea toate astea față de mine, pentru că eu eram desigur prost. Nu vorbeam, nu eram atent și nu puteam să-i zic mamei ce auzeam. Dar cum o vedea mama, uita ce spusese și vorbea miros. Dumneata, ai școală, știi mai bine ca noi. Mama răspundea, mă lăudați peste măsură, nu e așa. Apoi se frustăcea și nu mai spunea nimic. Mi se făcea milă de fata Nei, care uita totul așa de repede. Dacă aș fi putut vorbi, sigur i-aș fi amintit.